Bună seara, dragi prieteni, și bine v-am găsit! Suntem foarte plini de entuziasm, de aceea nu am ezitat să vi-l și arătăm, să vi-l și transmitem și am introdus încă un mic filmuleț cu noutatea din casa noastră. Sunt Laura Babo și în seara aceasta voi fi gazda dumneavoastră pe parcursul acestei prezentări și, de asemenea, o călăuză în ceea ce privește utilizarea uleiurilor esențiale, mai ales dacă sunteți la începutul utilizării acestora. Înainte de a începe prezentarea, aș dori tare mult, dacă se poate, să ne dați un feedback așa scurt acolo pe grup, dacă ne auziți, dacă ne vedeți, dacă totul este în regulă din punct de vedere tehnic. Da? Să avem și părerea voastră de dincolo de ecran, din spatele ecranului și să știm că informația și entuziasmul nostru ajunge într-adevăr către voi. Bun, avem deja feedback-uri pozitive, e în regulă, așadar haideți să procedăm la drum. Vă spuneam că în această seară o să fim împreună. Intenția mea este de a vă împărtăși din experiența și cunoașterea mea, din experiența și cunoașterea din familia noastră și modul în care uleiurile esențiale pure cu caracter terapeutic de la doTERRA ne-au schimbat în primul și în primul rând calitatea vieții. Prin urmare, o să parcurgem câteva aspecte pe care le considerăm importante cu privire la utilizarea uleiurilor esențiale, dar și la ce sunt și care sunt principalele lor beneficii și, de asemenea, nu vom ezita să vă împărtășim la final câteva din noutățile acestei luni, pentru că sunt prea, prea frumoase ca să le păstrăm doar pentru noi. Prin urmare, referitor la mine, câteva cuvinte și la familia mea. Sunt mamă, sunt soție, sunt dezvoltatoare de proiecte de educație și sănătate pentru comunitate, iar uleiurile esențiale de la doTERRA au sosit în viața familiei noastre acum 3 ani de zile. Le-am integrat frumos, le-am integrat cu prietenie, le-am primit cu inima deschisă și încet, încet, căpătând tot mai multă încredere și având tot mai multe rezultate, cum le spunem noi, wow, am început să le recomandăm și celor din jurul nostru. Și am făcut acest lucru cu mult feedback pozitiv și cu multe rezultate frumoase. Așadar, în seara aceasta mă aflu în fața voastră și o să parcurgem împreună câteva din lucrurile care pentru noi au fost foarte semnificative. Bun, haideți să mergem mai departe, să vedem puțin câteva din aspectele despre care vom vorbi în seara aceasta. Andrei, soțul meu, ne ajută cu partea tehnică. O să avem și o invitată, tocmai din Austria, care va intra live cu noi în această seară și ne va spune și ea despre cum uleiurile esențiale i-au schimbat viața. Aceasta este familia noastră, avem 2 băieți care ne ajută în fiecare zi să descoperim noi și noi modalități de a utiliza uleiurile esențiale și ne place foarte mult să le folosim împreună cu ei. Și datorită faptului că ne-a pasionat acest domeniu, am început să și cunoaștem mai multe și încet, încet au venit și alte certificări, în prezent eu fiind specialist certificat doTERRA și aromaterapeut și fitoterapeut. Bun. Haideți să mergem mai departe. Aș vrea să vă împărtășesc, înainte de a vorbi despre uleiurile esențiale, câteva din lucrurile pe care eu le-am înțeles în momentul în care am început să folosesc uleiuri. Pentru că mi se pare foarte important să înțelegem faptul că în momentul în care uleiurile esențiale intră în viața noastră, e necesar să vedem sănătatea din punct de vedere holistic, să înțelegem și să onorăm unicitatea fiecărei persoane. Este un lucru pe care și eu l-am înțeles, având 2 copii, mi-am dat seama că sunt foarte diferiți. Ei bine, la fel se întâmplă cu fiecare dintre noi, suntem fiecare unic în felul nostru, iar modul în care vom primi uleiurile va fi personalizat. Da?
Apoi, este foarte important să înțelegem că organismul nostru, de îndată ce îi oferim exact lucrurile de care are nevoie, respectiv o alimentație sănătoasă, un echilibru emoțional, mișcare zilnică și toate alte și foarte multe alte aspecte care împreună completează puzzle-ul sănătății, organismul se va autoregenera, va avea capacitatea aceasta de a-și purta singur de grijă, însă este necesar ca noi să-i oferim tot suportul nostru. Pe de altă parte, devenind mamă, am înțeles și faptul că sănătatea este responsabilitatea noastră și contează foarte mult aspectele care privesc informarea și mai ales această parte legată de prevenție. Da? E foarte important să ne educăm în permanență și să facem în primul și în primul rând prevenție, asigurând zilnic organismului lucrurile de care are nevoie. E important de asemenea să înțelegem că în aceste sticluțe mici, foarte drăguțe, noi avem practic conexiunea cu natura însăși, dar avem conexiunea cu sursa primară de viață. Eu le și spun acestor sticluțe, sticluțe cu viață vie. Iar ați văzut și în filmuleț, iar acest lucru este foarte important pentru organismul nostru, pentru că soluțiile naturale vor fi mult mai ușor asimilate în organism și ne vor impacta pe toate nivelele corpului nostru, dar și la nivel fizic și emoțional și energetic și spiritual. Iar integrând uleiurile și folosind uleiurile esențiale pure cu caracter terapeutic, noi de fiecare dată vom putea să abordăm cauza problemei de sănătate care ne preocupă, nu doar simptomul. Ce ne dorim foarte mult să vă transmitem și mai ales în această seară, o idee care merită să fie reținută, este faptul că e important să găsim un echilibru și e important să ne găsim propria noastră cale de restabilire a sănătății și să facem acest echilibru, acest parteneriat între medicina alopată și între alte remedii complementare, astfel încât să vedem sănătatea din nou din punct de vedere holistic, să știm exact ce problemă de sănătate abordăm, iar în acest sens ne va ajuta foarte bine medicina clasică, dar să nu uităm, da, de fiecare dată să încercăm să abordăm și cauza, nu doar simptomul. Bun, mergem mai departe și o să subliniez foarte bine lucrurile pe care le-am spus deja cu acest citat, un citat care mie mi-a plăcut foarte mult și pe care sper că și vouă o să vă placă, și faptul că prin intermediul uleiurilor esențiale noi avem din nou, da, iată foarte frumos spus, conexiunea cu plantele, conexiunea cu natura însăși. Bun, haideți să vedem ce sunt uleiurile esențiale. În primul și în primul rând, da, o scurtă înțelegere a conceptului de uleiuri esențiale. Prin uleiuri esențiale, noi practic avem acces la o serie de compuși organici aromați care se găsesc în mod natural în multe plante. Da? Reprezintă, pe scurt, sistemul imunitar al plantelor, adică tot ce au acestea mai bun, mai valoros, mai prețios în ele și care le ajută să se vindece în cazul în care suferă de o leziune, să-și atragă polenizatorii sau să-și respingă dăunătorii. Practic, aici noi avem, prin intermediul acestei sticluțe de 15 ml, avem un remediu natural foarte concentrat și foarte eficient. Avem aici un ulei esențial care este mai potent decât planta însăși, undeva între 50 și 70 de ori mai puternic decât planta însăși. Iată, din nou, un motiv în plus să-l folosim în mod informat și să-l folosim pe principiul mai puțin înseamnă mai mult. Bun, câteva lucruri legate de motivele pentru care noi am ales doTERRA. Mi se par importante să vi le împărtășesc,
pentru că trebuie să recunosc că foloseam uleiuri esențiale în familie din 2013, însă în momentul în care doTERRA a intrat în viața noastră, am simțit clar toate aceste trei motive despre care o să vă vorbesc, toate aceste avantaje, toate aceste valori pe care doTERRA mi le propune și viziunea companiei. De ce? Pentru că fondatorii companiei, acum 12 ani când au înființat doTERRA, și-au propus un nou standard de calitate în ceea ce privește uleiurile esențiale. Au căutat să găsească pe piață acest standard de calitate, această puritate și caracterul terapeutic 100%, dar nu l-au găsit. Și acesta a fost motivul pentru care au decis să înființeze doTERRA, această companie care ne oferă darurile pământului. Și acest CPTG, acest standard de calitate, este un lucru foarte important pe care eu l-am înțeles. Pentru că, așa să vă gândiți că în această sticluță noi avem practic tot ceea ce planta are mai bun, da? În compoziția uleiului nu se adaugă nimic și nu se extrage nimic. Este doar ulei esențial 100% pur. În plus, doTERRA ne oferă și această valoare terapeutică a uleiurilor esențiale, pentru că în momentul în care sunt obținute la distilerie, doTERRA le spune uleiurile la o serie de teste în laborator, astfel încât să se asigure că profilul chimic al uleiului obținut corespunde 100% cu un profil chimic optim din punct de vedere terapeutic, adică uleiul acesta va avea beneficii maxime pentru sănătatea noastră. În momentul în care avem această condiție îndeplinită, uleiul esențial iese pe piață către noi și nu iese oricum, iese cu un cod pe care nouă ne oferă garanția transparenței totale, da? Și garanția calității și a transparenței totale, pentru că noi acest cod îl putem verifica pe un site extern, doTERRA, care se numește Source to You. Pur și simplu, introducând acest cod, o să vedem toate rezultatele testelor efectuate și mai mult decât atât, o să vedem acea mențiune care este extrem de importantă, faptul că uleiul nu este adulterat, adică este 100% pur și cu caracter terapeutic. Mie mi s-a părut un lucru fantastic și pentru că pentru familia mea aleg întotdeauna lucruri de calitate, iată unul dintre motivele pentru care am ales doTERRA. Al doilea lucru extraordinar legat de companie este faptul că a ales să încheie contracte direct cu fermieri locali de peste tot din lume, din peste 47 de locații și să avem la dispoziție în acest fel plante crescute în mod natural în mediul lor, plante care n-au fost stresate prin aclimatizare și în acest fel din nou să ne putem bucura de beneficiile maxime ale plantelor în sine. Iar al treilea motiv pentru care eu am ales doTERRA a fost faptul că membrii fondatori și-au propus să aducă foarte multă știință. Așa cum spune Dr. Hill, doTERRA is a science company, adică pe lângă aceste lucruri și cunoștință, pe lângă această cunoaștere, pe lângă această înțelepciune a folosirii plantelor, care este de mii de ani, doTERRA a venit și cu partea de știință, au făcut foarte multe studii clinice cu privire la beneficiile uleiurilor esențiale și în continuare încheie parteneriate cu universități în acest scop și se preocupă foarte mult. Partea de cercetare este unul dintre domeniile, unul dintre sectoarele în care se investește foarte mult. Bun, acestea au fost pe scurt motivele pentru care doTERRA este în prezent în familia noastră și ne bucurăm de beneficiile uleiurilor pe care ni le propune. În plus, avem și invitația din partea companiei către un stil de viață sănătos și așa cum vă spuneam la începutul prezentării, sănătatea este formată din mai multe piese, puzzle-ul se formează din mai multe piese și e important să acordăm atenție și să ne focusăm, să ne concentrăm pe fiecare dintre aceste lucruri, astfel încât să ne păstrăm starea de sănătate, în primul rând, da? Să punem foarte mult accent pe prevenție, în primul rând.
Ce mi-a plăcut foarte mult este faptul că dotarea ne oferă soluții astfel încât să putem să acordăm atenție tuturor acestor aspecte, să acordăm un plus de atenție tuturor acestor aspecte. Avem pentru partea de alimentație sănătoasă, avem susținerea care vine din partea suplimentelor pe baza uleiurilor esențiale. Ne putem asigura suportul în ceea ce privește mișcarea zilnică cu uleiuri esențiale destinate special acestui lucru. E important de asemenea să ne putem gestiona stresul și să ne putem gestiona și să avem un somn de o calitate bună, de o calitate superioară și în acest fel avem întotdeauna noi cel puțin pe noptiere avem uleiul esențial de lavandă. Un lucru pe care iarăși l-am înțeles tot în momentul în care am început să integrez uleiurile esențiale în familia noastră a fost cât de mare este stresul toxic la care ne supunem zi de zi prin aerul pe care îl respirăm, da, datorită faptului că nu este de cea mai bună calitate, poate locuim într-un oraș în care poluarea este mare, prin faptul că ne punem pe piele tot felul de produse care poate nu sunt cele mai naturale, prin faptul că ne curățăm casa cu substanțe toxice, poate, da, și în acest fel avem în permanență o expunere la un stres toxic. În momentul în care uleiurile esențiale au venit către noi, am început să conștientizez acest aspect și am început chiar să integrez produse pe bază de uleiuri esențiale și care sunt 100% naturale, în acest fel reducând zi de zi expunerea la produse sintetice. Alte două aspecte sunt menționate aici în piramida sănătății de la doTERRA, respectiv partea de autoîngrijire informată și îngrijire medicală proactivă de care am vorbit la începutul prezentării. Bun, haideți să mergem mai departe și să vedem puțin legat de trei lucruri, să vedem câteva lucruri, să vedem, să înțelegem trei lucruri extraordinare despre uleiurile de la doTERRA și dacă ar fi să rețineți ceva din această prezentare, mi-ar plăcea să fie exact aceste trei lucruri extraordinare. Le-am menționat deja, dar aș vrea să le reluăm puțin așa pe scurt. Faptul că uleiurile esențiale de la doTERRA sunt 100% naturale și sigure, adică se pot folosi fără efecte secundare și fără a crea dependență. E un lucru important pentru că în acest fel le putem folosi în toate categoriile de vârstă, le putem folosi la copii, le putem folosi la seniorii familiei, le putem folosi noi ca și adulți. Și vă spuneam deja că uleiurile esențiale reprezintă soluții naturale care sunt chiar de 50-70 de ori mai puternice decât plantele. Da? Apoi, un alt lucru extraordinar este legat de faptul că sunt mult mai eficiente decât alte remedii pe care le putem folosi. De ce? Pentru că sunt pe bază de ulei și pot penetra membrana celulară. Iar în acest fel se pot combate bacteriile și se poate împiedica multiplicarea virusurilor. Da? E un lucru extraordinar pe care l-am înțeles doar în momentul în care am văzut cât de eficiente sunt și am căutat să înțeleg care este motivul pentru care sunt atât de eficiente. În timp, însă, am ajuns și la al treilea lucru extraordinar și nu mă pot împiedica să vi-l împărtășesc, faptul că sunt mult mai ieftine decât alternativele medicale tradiționale. Noi, având la îndemână, noi ca și familie, având la îndemână o astfel de trusă construită în timp, da, desigur, am făcut pur și simplu economie de 10.000 de lei pe an la bugetul familiei care a fost cumva dedicat părții de sănătate. De ce? În primul rând, pentru că am prevenit foarte multe probleme de sănătate care puteau să apară, iar un alt motiv ar fi faptul că găsim soluții foarte rapid la orice provocare care vine pe această parte, în această parte. De exemplu, în acest domeniu. De exemplu, dacă avem o durere de ureche, da, să zicem, la unul dintre copilașii noștri, avem doi băieți, ați văzut deja,
folosim o picătură de ulei esențial de lavandă și o picătură de ulei esențial de arbore de ceai. Diluate corespunzător, o să vedem imediat cum, aplicate în jurul urechii și iată că avem o soluție la îndemână în câteva minute și care ne și demonstrează cât este de eficientă și practic economisim timp, economisim energie și chiar și bani față de situația în care am merge la medic, ne-am luat liber de la servici și așa mai departe. Așadar, aveți aici, în acest slide, reunite cele trei lucruri extraordinare legate de uleiurile de la doTERRA. Bun, mergem mai departe. Haideți să vedem. Începem să intrăm și pe partea tehnică, pe partea foarte concretă, și anume cum se folosesc uleiurile esențiale de la doTERRA. Și în acest scop avem o invitată specială, vă spuneam deja de ea, este o bună prietenă de-a mea care a descoperit într-un moment de răscruce în viața ei uleiurile esențiale, le-a descoperit mai degrabă din perspectivă emoțională și o să vedem imediat și ce înseamnă acest lucru și care a decis să le invite să se împrietenească cu ele și să le integreze în sănătatea familiei, în scopul sănătății familiei. O salutăm cu drag pe Diana, în direct din Linz, din Austria. Diana este între timp, da, pentru că a fost virusată cu această energie pozitivă pe care uleiurile o transmit și a căutat să cunoască mai mult, a căutat să înțeleagă mai mult, între timp este și aromaterapeut, este specialistă și pe nutriție și o să ne împărtășească în această seară câteva lucruri legate de cum putem să folosim uleiurile esențiale. Bun găsit, Diana, te ascultăm! Bună seara, Laura! Bună seara, România! Mă simt ca Andreea Esca la Pro TV. Perfect. Sper că m-au auzit bine și mă vedeți. Da, te vedem, te auzim, totul e Perfect, ok. Îți perfect! dăm legătura, ca la Mulțumesc Pro mult de TV. tot, ca la Pro TV! Mulțumesc mult de introducere și mulțumesc mult că mi-ai dat ocazia să spun câteva cuvinte despre modalitățile de utilizare a uleiurilor esențiale. Prima și cea mai ușoară metodă și cea mai rapidă și prima pe care eu am descoperit-o a fost utilizarea aromatică, adică pur și simplu mirosirea uleiurilor. Am și eu un ulei la îndemână. Vă rog să încercați să mă urmați. Deschideți sticluța și pur și simplu mirosiți. Sau picurați în palmă o picătură. Frecați puțin palmele. Duceți la nas și inspirați de câteva ori liniștiți. Mirosul este cel mai puternic simț al nostru și produce răspunsuri emoționale extrem de puternice. La inhalare, sistemul limbic este cel care este activat și generează un răspuns bazat pe amintiri asociate cu acel miros. De aceea, metoda aceasta aromatică este metoda ideală pentru echilibrarea emoțiilor. O variantă practică ar fi și utilizarea unui difuzor cu ultrasunete, ca și cel pe care îl vedeți la mine, îmbinați în așa fel aromaterapia cu umidificarea aerului din casă. Mai ales în perioada de iarnă, sunt foarte mult în casă, cu calorifelele pornite, este o utilizare pe care vă recomand din toată inima. Un al doilea mod în care putem utiliza uleiurile esențiale este utilizarea topică, externă, local, adică pe piele. Pielea este cel mai mare organ al corpului nostru și este primul străjer al sistemului imunitar. Utilizarea topică este o metodă foarte eficientă de aplicare a uleiurilor esențiale, deoarece uleiurile esențiale au masă moleculară reduse și sunt solubile în lipide, adică în grăsimi, ele pătrund foarte ușor în piele. După ce sunt absorbite, rămân în zona în care au fost aplicate și oferă astfel beneficii locale. Pentru a reduce probabilitatea apariției unei sensibilizări cutanate la nivel local, mai ales la pielea tânără sau pielea puțin mai sensibilă, se recomandă utilizarea unui așa numit ulei cărăuș, cum ar fi uleiul de cocos fracționat
pe care eu îl folosesc cu o pompiță extrem de practică. Astfel puteți dilua ulerele mai potente ori atunci când doriți să încercați pentru prima dată un ulei. Raportul de diluare recomandat este de obicei o picătură de ulei esențial la 3-4 picături de ulei cărăuș. Folosind un masaj ușor, puteți să intensificați circulația sanguină în zona de aplicare și îmbunătățiți astfel și distribuția restul corpului. Sunt câteva zone benefice în care puteți aplica uleiuri esențiale, cum ar fi gât, frunte, tâmple, zona toracelui, abdomenului, pe brațe, pe picioare și pe tălci. Cu ajutorul partenerului de viață puteți să le aplicați și pe coloana vertebrală. Altă metodă de aplicare externă ar fi câteva picături de ulei într-o baie cu apă caldă, o compresă rece sau caldă, un prosop muiat în apă rece sau caldă pe care picurați câteva picături și l-aplicați apoi în zona dorită, sau folosiți uleiuri esențiale în crema dumneavoastră hidratantă preferată sau într-o loțiune. Ultima și o utilizare care mie mi este foarte dragă este utilizarea internă. Multe din uleiurile esențiale au un istoric culinar bogat în toată lumea și pot fi utilizate ca supliment alimentare, se ameliorează sănătatea fizică și ne dau o stare de bine. Atenție! Sub formă concentrată, uleiurile esențiale pot fi utilizate ca supliment alimentare pentru că au efecte potente și specifice asupra sănătății. Uzul intern este o metodă foarte sigură și eficientă de utilizare, datorită faptului că există niște procese fiziologice super sofisticate în organismele noastre și uleiurile esențiale sunt bine metabolizate de organism. Câteva metode eficiente de uz intern. Puteți să le utilizați la gătit, la copt, pentru a înlocui mirodenile și ierburile proaspete sau uscate. Având în vedere că uleiurile esențiale sunt mult mai potente decât mirodenile noastre din grădină, va fi bine să începeți cu o cantitate foarte mică. Puteți adăuga uleiuri esențiale în apă, în smoothie-uri, în lapte, în ceai sau în alte băuturi. Alternativ, o metodă foarte bună de a introduce uleiurile esențiale în organism este cu ajutorul capsulelor vegetale și dozarea ne pune la dispoziție aceste capsule vegetale pe care pur și simplu puteți să le utilizați cu 1, 2, 3 picături din uleiul dumneavoastră preferat. Dozarea adecvată conform recomandărilor de pe etichetă și altor linii directoare profesionale pe care le puteți găsi în grupul nostru, această dozare trebuie să fie respectată pentru a evita orice fel de problemă. Vă recomand în acest sens să începeți cu suplimentele alimentare deja create de doTERRA și să evoluați încet și sigur înspre crearea propriilor capsule. Asta a fost din partea mea despre cum se folosesc uleiurile esențiale de la doTERRA. Predau ștafeta mai departe Laurei să ne spună și ea mai multe despre uleiurile din seara aceasta. Da. De la Linz, la Cluj, îți predau ștafeta. Mulțumim frumos, Diana, mulțumim frumos, a fost așa o recapitulare foarte binevenită pentru oricine aflat la început utilizării uleiurilor esențiale. Eu mi-am pus în mod intenționat masca, chiar dacă distanțarea fizică se respectă, da? Dar mi-am pus intenționat masca. De ce? Pentru că noi în familie am descoperit încă o modalitate foarte potrivită și eficientă de a utiliza aromaterapia la purtător, direct pe mască. Dacă punem o picătură, da, aici pe mască, pe interior, putem să ne asigurăm o utilizare a măștii chiar plăcută. Da? Pe noi ne ajută și am zis că e important să transmitem și prietenilor noștri această nouă modalitate de a utiliza uleiurile esențiale. Mulțumim tare mult, Diana, îți mulțumim că ai fost cu noi. Te așteptăm și la alte intervenții pe grupul nostru pe uleiuri esențiale pentru sănătate, natura într-o picătură. Te îmbrățișăm, o seară frumoasă să ai!
V-am pupat, la revedere! La revedere! Bun, mergem mai departe, după ce am salutat-o pe Diana, și haideți să vedem de ce uleiurile esențiale sunt atât de benefice și în ce mod ne influențează ele nu doar corpul fizic, dar și corpul emoțional. Da? Cu acest slide aș dori să subliniez modul în care ele acționează. Câteva lucruri deja v-a spus Diana. Practic, prin intermediul simțului olfactiv, da? Prin intermediul nasului nostru, noi practic preluăm toate beneficiile uleiului esențial și nu doar atât, prin intermediul sistemului limbic, ajungem să scoatem la suprafață emoții, să scoatem la suprafață amintiri, să avem legătura directă cu subconștientul nostru. Este un lucru foarte important. De ce? Pentru că inclusiv medicina clasică deja recunoaște faptul că la baza unei stări bune de sănătate avem, în primul rând, un echilibru emoțional. Așadar, vă invităm să folosiți uleiurile esențiale nu doar în cazul în care problema de sănătate este deja în plină dezvoltare, ci chiar și preventiv, chiar și în acest scop emoțional, pentru a vă asigura acel echilibru de care avem nevoie zilnic. Da? Bun. Aș vrea să parcurgem câteva împreună beneficiile celor mai folosite 10 uleiuri în familie, celor mai iubite uleiuri și celor mai binevenite uleiuri într-o familie. Este un pachet pe care compania l-a gândit, l-a predefinit în scop de a susține sănătatea unei familii, se numește chiar și foarte sugestiv Home Essentials Kit. Este practic pachetul prin care și noi am pătruns în lumea doTERRA și aș dori să vedem puțin care sunt uleiurile esențiale care ne pot ajuta în acest scop pentru prevenire și pentru restabilirea stării de sănătate din cadrul pachetului. Pe slide-uri o să vedeți de fiecare dată menționate și câteva litere în colțul din stânga jos, litere care, dintr-o privire, ne asigură rapid o informare de bază, ca să zic așa, referitor la cum putem să folosim uleiul esențial. De exemplu, uleiul esențial de lămâie îl putem folosi prin aromaterapie, pe cale topică, luat intern. O să mai regăsim pe slide-uri și un N, care înseamnă că este un ulei care se poate folosi chiar și nediluat, însă, după cum ne-a informat și Diana, noi vă recomandăm diluția lui într-un ulei vegetal. De asemenea, o să mai regăsim un S, care înseamnă atenție, poate provoca sensibilitate. După cum vă spuneam, suntem diferiți, suntem unici. Prin urmare, dacă ne știm cu anumită sensibilitate, vom aborda întotdeauna cu precauție un anumit ulei esențial, dacă este cazul. Și de asemenea, o să avem și un D, care ne avertizează, da, ca și la semafor, atenție, este un ulei din categoria uleiurilor fierbinți, este absolut necesar să îl diluăm. Recomandarea noastră este întotdeauna să îl diluăm. Bun, revenind la lămâie, da? Lămâia este ca acea rază de soare care purifică, care ne aduce acel efect de purificare foarte, foarte binevenit, atât în ceea ce privește aerul pe care îl respirăm, dar și în ceea ce privește interiorul corpului nostru. O să putem să folosim lămâia foarte bine, zilnic chiar, în paharul de apă, cum ne-a învățat Diana, pentru o detoxifiere, pentru o curățare limfatică, pentru acel efect de purificare pe interior. De asemenea, putem aborda cu ajutorul acestui ulei esențial și probleme care țin de tractul digestiv sau urinar. Avem chiar și rezultate foarte bune, chiar și testimoniale foarte bune. Vă invităm să răsfoiți grupul nostru, postările de pe grupul nostru. Aveți butonul Search în partea dreaptă sus. Acolo pur și simplu introduceți numele uleiului esențial sau problema de sănătate care vă preocupă și găsiți
foarte multe informații. Vă recomandăm să beneficiați la maxim și de grupul nostru, de asemenea să beneficiați la maxim și de relația cu consultantul dumneavoastră doTERRA pentru a obține mult mai multe informații. Eu mi-aș dori în această seară să trecem pe scurt în revistă câteva din beneficiile principale ale celor 10 uleiuri din pachetul Home Essentials. De asemenea, un alt aspect important pe care eu l-am descoperit în momentul în care am achiziționat acest pachet de uleiuri a fost faptul că, având 10 uleiuri la îndemână, mă pot bucura și de efectul sinergic al combinării uleiurilor esențiale. Da? Pentru că un ulei esențial are undeva între 200-300 de principii active, adică principii cu beneficii pentru sănătatea noastră, dar în momentul în care îl combinăm cu alte uleiuri, gândiți-vă ce bombă de sănătate avem la îndemână. Așadar, lămâia în combinație cu lavanda și cu peppermint ar fi de reținut în cazul în care vă confruntați cu anumite amenințări sezoniere care se manifestă de obicei printr-un ochi furgător, nas furgător, o stare de disconfort maxim și care chiar ne scoate din zona noastră de confort și ne împiedică să ne desfășurăm activitatea în mod obișnuit. Bun, mergem mai departe, după uleiul esențial de lămâie, o să vorbim și despre un alt ulei. Și de la lămâie trecem la tămâie, da? Sau la regele uleiurilor esențiale, un ulei pe care nu îți poți permite să nu îl ai în casă. De ce? Pentru că are două calități extraordinare și anume faptul că luptă foarte bine și eficient împotriva oricărei inflamații din corp, iar o inflamație în corp de obicei fie precede o stare de boală, fie este cauzată de o anumită afecțiune, așadar inflamațiile în corp nu sunt binevenite deloc, iar tămâia ne ajută în acest scop foarte bine. Pe de altă parte, are un efect de a potența beneficiile uleiurilor esențiale cu care este pusă în combinație. De asemenea, este un ulei prin care noi o să avem un sprijin pe parte de imunitate, un sprijin extraordinar în ceea ce privește sistemul nostru imunitar, în ceea ce privește sistemul nostru nervos. Tămâia întotdeauna va lucra la nivel de celule, la nivel de regenerare celulară și de aceea se cunosc încă din antichitate efectele ei benefice și pe parte de piele, de ten, da? Cleopatra îl folosea în acest scop de înfrumusețare, dar nu numai. Vom putea să abordăm și să abordăm anumite aspecte, cum ar fi riduri fine sau orice altceva ne deranjează legat de pielea noastră, tot prin intermediul acestui ulei extraordinar. Bun, mergem mai departe să vedem câteva din principiile active și din beneficiile uleiului esențial de arbore de ceai. Inițial, cam se numea melaleuca, dar a fost redenumită, avem un tea tree aici la îndemână și îl vom reține ori de câte ori există probleme legate de piele, păr și unghii, da? Și îl vom și folosi cu maxim de eficiență. De asemenea, o să ne amintim și poate e un lucru pe care nu-l știați, dar aborigenii din Australia, practic, foloseau frunze ale arborelui de ceai în scopul de a-și ușura respirația, pur și simplu frecând o frunză între palme și bucurându-se de beneficiile uleiului esențial. Nu știau ei că este vorba de ulei esențial, dar știau că le face bine la sănătate și îl foloseau. Prin urmare, rețineți melaleuca sau tea tree și pentru sprijin pe partea respiratorie și de asemenea putem să-l folosim în cazul în care apar diverse probleme în cavitatea bucală, poate este o inflamare a gingiei sau cine știe ce altă problemă care ne supără în această zonă, noi l-am folosit cu succes. Bun. De la acest soldat care apără cu foarte mult devotament granițele exterioare ale corpului nostru, o să trecem la oregano,
da? Sau fratele mai mare al arborelui de ceai, sau soldatul care sprijină și ne apără granițele corpului pe interior. Este un ulei excepțional, este uleiul la care, iată, apare și litera D, da? Deci îl vom folosi, este arma noastră secretă, îl vom folosi ori de câte ori dorim să susținem funcția sistemului imunitar, funcția sistemului respirator, pe parte digestivă, da? Îl putem folosi ca și suport antioxidant și îl vom folosi dacă îl aplicăm pe piele întotdeauna diluat cu ulei fracționat de cocos, vă recomandăm noi. Este un puternic, puternic purificator și agent de curățare internă și vi-l recomandăm și în acest scop. Mergem mai departe. După oregano, avem încă o soluție excepțională pe care doTERRA a conceput-o. Până acum am vorbit despre uleiuri single, adică uleiuri extrase dintr-o singură plantă. Acum iată că avem și primul blend, prima combinație, primul amestec de uleiuri esențiale care pune on guard virusii și bacteriile, da, și orice alți balauri care vin să ne amenințe din exterior. Este un blend care sprijină excepțional sistemul nostru imunitar, pentru că are capacitatea de a înlătura bacteriile, de a îndepărta bacteriile și de a împiedica duplicarea virusurilor pe interiorul organismului. Prin urmare, îl vom folosi și ori de câte ori avem, ori de câte ori simțim că este necesar să ne sprijinim imunitatea, dar și în cazul în care dorim să restabilim sănătatea pe tractul urinar, pe tractul respirator și în general o să vedeți că este inclus și este recomandat în foarte multe protocoale, tocmai pentru a susține această capacitate de autoregenerare a organismului. Pe baza blendului OnGuard, datorită calităților sale excepționale, s-a dezvoltat ulterior și o gamă de produse prin care putem să ne asigurăm curățarea casei. Avem de asemenea produse destinate igienei orale, avem pasta de dinți, avem apa de cură, avem o întreagă gamă, avem un întreg kit de imunitate despre care o să vă vorbesc puțin și la final. Și o să reținem OnGuard-ul de fiecare dată și o să-l folosim prin aromaterapie, aplicat topic, luat intern, pentru a ne bucura de beneficiile lui. Bun. Mergem mai departe ca să luăm și puțin aer. Da? O să vorbim despre blendul Air, blendul conceput special pentru a asigura sănătatea tractului respirator, pentru a ne proteja de provocările sezonului rece, dar chiar și dacă ne confruntăm cu probleme mai minore, cum ar fi legate de somn, din perspectiva în care poate căile nazale sunt congestionate și atunci putem să punem 2-3 picături în difuserul de pe noptieră și să ne asigurăm, inclusiv pe durata somnului, o respirație ușoară. Și putem să facem acest lucru foarte frumos, chiar și în combinație cu 2-3 picături de lavandă. Pentru că o să trecem să vorbim câteva lucruri și despre regina uleiurilor esențiale sau lavanda, care nu este orice fel de lavandă, este o subspecie din cele 400 pe care lavanda le are, și anume lavandula angustifolia. Și aici mi-aș dori foarte mult să rețineți faptul că este foarte importantă și planta pe care o folosim în scopul de a extrage uleiul esențial, pentru că lavandula angustifolia nu este tot una cu lavandinul, acea lavandă pe care o cunoaștem noi și care crește în general în zona noastră. Și diferența dintre cele două subspecii o face chiar caracterul terapeutic.
Așadar, lavandinul, da, o să ne asigure un miros plăcut în casă, lavandă, o să arată frumos în vază, sigur că da, însă lavandula angustifolia, sub formă de ulei esențial pur, cu caracter terapeutic, ne va asigura și beneficii în ceea ce privește probleme ale pielii, în ceea ce privește probleme legate de căile respiratorii, de un somn agitat, da, dacă există acest caz, ca să nu mai vorbim despre efectul bine cunoscut și foarte mult iubit pe parte de îndepărtare a elementelor de stres din viața noastră și a anxietății. Bun, revenim la un blend, un blend care este destinat să ne aducă zen, o stare de zen în la burtică, la stomac, da, este un blend care aduce, restabilește echilibrul florei intestinale și în acest fel ne susține foarte bine sănătatea tractului digestiv. Îl vom putea folosi cu succes atât la copii cât și la adulți, inclusiv în cazul în care există un rău de mișcare, un rău de mașină. În general, aceste probleme apar și la și le cunoaștem și noi, da? Dar uite că în timp s-au descoperit și alte efecte ale acestui blend, cum ar fi, de exemplu, în probleme care țin de respirație sau chiar și de oboseală cronică. Bun, mai avem încă două uleiuri despre care aș dori să vă spun câteva lucruri. Trecem la această sticluță cu cap mare, da? Uleiașul cu doar la 5 ml este în sticluța mică din pachetul Home Essentials, dar care nu este de neglijat pentru că ne aduce foarte mult confort și ne aduce o stare de bine în cazul în care ne confruntăm cu dureri musculare, cu dureri articulare, cu tensiune în jurul capului, dar chiar și în cazul în care apar vânătăi, da, pentru a le vindeca mai ușor. Este un ulei care e foarte bine primit, e foarte apreciat și iubit de către seniorii din familie, dar și de către sportivii de performanță și chiar și de către mamele cu băieți, da? Care vin acasă cu multe vânătăi și trebuie să avem soluție și pentru acestea. Bun, și o să încheiem prezentarea pachetului cu uleiul esențial care a adus Doterra în viața noastră, pentru că este uleiul care, odată ce îl inspir din palmă, nu poți să nu fii marcat de efectul profund pe care îl are, un efect profund asupra căilor respiratorii, asupra efectului sau în ceea ce privește efectul de energizare pe care ți-l dă, dar și confortul pe care ți-l asigură în ceea ce privește sănătatea digestivă. Da? Prin urmare, rețineți și peppermint, uleiul preferat în general de bărbați, în general de domnii din casă, dar chiar și de către mame și de către femei pentru celelalte efecte pe care le are. Bun, acestea au fost cele 10 uleiuri care intră în componența pachetului Home Essentials și aș dori acum, încet, încet, ne îndreptăm și către finalul prezentării, dar nu înainte de a vă împărtăși câteva lucruri legate de cum puteți să achiziționați uleiurile esențiale. Întotdeauna o să vă consultați cu persoana care v-a invitat la această prezentare, astfel încât, pe baza obiectivelor dumneavoastră de sănătate, să alegeți cea mai bună și cea mai avantajoasă cale, inclusiv din punct de vedere al achiziției uleiurilor esențiale. Și aveți două variante de a achiziționa uleiurile. În primul și în primul rând, la un preț retail, adică prin intermediul contului unei persoane care s-a înscris deja pe site-ul doTERRA, prin intermediul unui link, prin intermediul contului acestei persoane, dumneavoastră puteți să achiziționați. Însă prețul de care o să vă bucurați de uleiuri va fi un preț retail, adică de 100%, un preț întreg sau de raft. Și nu ne putem, adică nu putem să nu vă recomandăm o variantă mult mai avantajoasă, respectiv
prețul de depozit la care dumneavoastră puteți achiziționa uleiurile esențiale în momentul în care vă creați propriul dumneavoastră cont de cumpărături. Da? Aveți la îndemână, prin intermediul contului dumneavoastră, un coș de cumpărături în care puteți să adăugați ce uleiuri esențiale vă doriți sau orice pachet vă doriți. În varianta aceasta a contului personal aveți acces nu doar la prețuri cu 25% mai mici, dar aveți acces chiar și la alte beneficii pe care le vedeți deja pe ecran, aveți acces la beneficiile care vin prin programul de recompensare a loialității, pentru că fiecare ulei esențial are un preț unic, dar și uleiurile sunt unice, la fel ca și noi oamenii, și în funcție de randamentul la extracție, fiecare ulei esențial va avea un anumit preț. În funcție de acest preț, uleiul esențial va avea și un număr de puncte valoare. Un punct valoare este aproximativ egal cu un euro. Așadar, ce vă propune programul de recompensare a loialității, vă propune chiar să acumulați în propriul dumneavoastră cont, doTERRA, să acumulați puncte valoare în funcție de comenzile pe care le dați ulterior. Da? Bun. Deci reținem două modalități de achiziționare, la preț vitej și la preț de depozit, cu 25% mai mic, iar în cazul în care vă interesează această variantă mult mai avantajoasă, aveți și două variante de a vă crea un cont, și anume, din nou, în funcție de bugetul de care dispuneți pentru sănătatea dumneavoastră, aveți o variantă în care vă propunem să vă creați contul achitând o taxă de 23,75 euro, după care să adăugați un ulei, două sau toate uleiurile din, pe care le doriți. Da? A doua variantă, din nou, cu un plus de beneficii, cu un plus de avantaje pentru dumneavoastră, ar fi să alegeți un pachet predefinit de către companie. De ce? Pentru că în timp compania a observat că anumite categorii de persoane au obiective comune în ceea ce privește sănătatea și a făcut pur și simplu, a conceput deja niște pachete predefinite în care dumneavoastră nu mai puteți să alegeți ce uleiuri să introduceți, da, este un pachet care vine deja într-o anumită, cu o anumită componență. Și vă puteți alege acest pachet predefinit, tot așa, după discuția cu consultantul dumneavoastră sau cu persoana care v-a invitat și care va deveni consultantul dumneavoastră doTERRA, în cazul în care alegeți să vă creați un cont. Bun. Unul dintre pachetele predefinite, de care am și vorbit deja, este pachetul Home Essentials. Este un pachet la care, și întotdeauna la pachete, o să vorbim pe lângă prețuri de depozit, da, cu 25% mai mici deja decât prețurile de retail, o să vorbim întotdeauna la pachete și de avantaje suplimentare. De exemplu, la pachetul Home Essentials aveți deja din start un discount de 92 de euro față de prețul de depozit, adică față de varianta în care v-ați crea contul cu taxa de 23,75 euro și ați adăuga în prima lună 3 uleiuri, în a doua lună alte 3 uleiuri și așa mai departe, dar în timp veți plăti cu 92 de euro mai mult. De alegând să vă luați pachetul în această formă, din start o să aveți și acest discount suplimentar. În plus, la pachete, întotdeauna o să mai avem, de exemplu, și produse oferite cadou, cum este difuzerul care se vede deja în imagine. Este un model foarte bun, cu acesta am început și noi. Este petal difuzorul, cu care puteți foarte frumos să aduceți bunăstare în familia dumneavoastră oricând. Bun, prin urmare, acest pachet Home Essentials vă oferă posibilitatea de a avea acces, de a avea acces din start și de a primi în casa dumneavoastră 10 uleiuri, dintre care 9 sunt la 15 ml, 1 la 5 ml și un difuzor, produse care, toate aceste produse având o valoare peste 450 de euro, însă dumneavoastră alegând să-l achiziționați în formă pachetului, veți achita doar 276 de euro. Este un avantaj care se simte chiar și la buzunarul familiei. Acesta a fost și motivul pentru care noi l-am ales la început.
Însă, aveți și alte pachete, ne arată Andrei un slide în care mai sunt menționate câteva pachete, doar ca să înțelegeți că aveți mai multe opțiuni, puteți alegeți orice pachet vă doriți, aveți și pachetul pentru o familie extinsă, pentru o familie numeroasă, Natural Solutions, care este un pachet excepțional, cu multe, multe uleiuri și cu multe produse pe bază de uleiuri esențiale. Și aveți și un pachet exemplificat aici care vine să ne servească unei rutini zilnice, avem suplimente, avem și crema pe baza blendului Deep Blue, avem și probiotice și este un pachet bun în cazul în care ne dorim să beneficiem zilnic de uleiuri esențiale. Totuși, aș dori, pe lângă acestea trei, aș dori să mai exemplific un pachet, pentru că noi astăzi ne-am bucurat foarte mult să-l primim. Este un pachet, este kitul de imunitate, de care vă spuneam în momentul în care am vorbit despre Gamma On Guard. Este un kit pentru imunitate care este disponibil doar până în data de 2 decembrie și a fost proaspăt lansat și în care puteți să vă bucurați, alegând acest pachet, puteți să vă bucurați de 7 produse concepute pe baza blendului On Guard. Avem dropsuri, avem săpunul lichid, avem pasta de dinți, bineînțeles că avem și uleiul, avem și varianta touch, avem și soft gels, avem și spray-ul dezinfectant care este de foarte mare folos zilnic, oriunde mergem, pentru a ne curăța mâinile și poate chiar și suprafețele pe care le atingem și toate într-o centuță foarte simpatică, portocalie. E o variantă foarte bună de a vă crea cont. Este un pachet de înscriere, așadar nu se achită taxa de înscriere la niciunul dintre pachetele de înscriere. Taxa de 23,75 este anulată, deci un avantaj în plus să alegem un pachet și să ne bucurăm de toate aceste produse. În plus, alegând pachetul acesta, kitul acesta de imunitate, putem să adăugăm în comanda noastră de înscriere și 6 produse cu un discount special de 15%. Și vreau să vă arăt doar acest produs care este foarte iubit și foarte cerut, crema Deep Blue, alături de uleiul de copaiba, alături de touch-ul adaptive, alături de uleiul de oregano și uleiul balance la 5 ml. Da, putem să adăugăm și aceste produse cu discountul acesta special. Așadar, noutăți multe de la doTERRA, noutăți care să ne bucure zilele de toamnă și avem și un preț special, da? Pachetul de înscriere costă doar 121,33 euro cu transportul inclus. Iar așa, pe final, aș dori să vă mai menționez încă o noutate pe care ați văzut-o deja la început. Este vorba despre difuzorul pilot. Da, este difuzorul care ne permite să ne bucurăm de beneficiile aromaterapiei oriunde ne-am aflat, fie că suntem în mașină, fie că pur și simplu călătorim cu el în propria noastră locuință, din baie în bucătărie și înapoi în dormitor. Putem să ne bucurăm de acest difuzor care funcționează fără cablu și care este disponibil tot așa într-o ediție limitată, alături de un blend absolut excepțional. O să aduceți pădurea în casa dumneavoastră sub forma acestui pachet, pentru că miroase fantastic. E ca și cum ai fi în mijlocul unei păduri de brazi și nu poți să nu te bucuri inclusiv de beneficiile atât pe partea corpului fizic, pe respirație, dar și pe partea emoțională, acel efect de împământare, acel efect de stabilitate pe care acest blend îl dă. Prin urmare, dragii mei, acestea au fost informațiile pe care am dorit să vi le împărtășesc în această seară. Prin urmare, ținem aproape, dragii noștri, ținem aproape pe grup, pe uleiuri esențiale pentru sănătate, natura într-o picătură. Nu ezitați să invitați și alți prieteni, pentru că așa se duce vestea mai departe, vestea despre aceste uleiuri miraculoase și aceste uleiuri, aceste sticluțe cu viață vie, cum le-am spus eu. Aici, pe grupul nostru, să găsiți de fiecare dată informații pertinente, informații valoroase. Chiar vă invităm să urmăriți ultimele materiale pe care le-am postat, pentru că vin
pe calea aceasta foarte multe noutăți de la Convenția Globală doTERRA, care a avut loc la începutul acestei luni. Cei care v-ați luat biletul, vă invit să vă urmăriți materialele disponibile până la finalul lunii octombrie. Apoi să țineți aproape de persoana care v-a invitat și care va deveni, dacă alegeți să veniți în lumea noastră, va deveni prietenul vostru esențial, este persoana care vă va trimite ulterior acestei prezentări și pe e-mail mai multe informații, poate chiar și mostre, și vă va oferi consultanță în ceea ce privește alegerea uleiurilor pe care să le testați într-o primă etapă. Și, desigur, decizia va aparține în funcție de obiectivele de sănătate, în funcție de prioritățile de sănătate ale familiei voastre. Vă dorim să faceți alegeri înțelepte și alegeri esențiale. Vă doresc o seară frumoasă, vă doresc o seară înmiresmată și să ne auzim și să ne vedem cu bine!